Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea exact descrierea persoanei cu care vă veți căsători și vom vedea exact cum va fi relația dintre voi. Numai un moment să pregătesc cărțile. Bun, voi începe să folosesc mai multe pachete pentru că în ultimul timp am preferat să folosesc destul de puține. Așa că... voi alege un pachet din cele pe care nu le-am folosit în ultimul timp. Bun. Descrierea persoanei cu care vă veți căsători. Bun. Persoana cu care vă veți căsători, în primul rând, va fi din altă localitate. Este posibil să fie efectiv peste o apă de țara din care voi proveniți. Bine, asta poate să însemne că, de exemplu, pentru persoanele care sunt din România și muncesc în Anglia, de exemplu, să fie o persoană chiar de acolo. Bun. Această persoană este mai tânără decât voi, îi place să călătorească, este o persoană un pic învisătoare, un pic boemă, are o abilitate ieșită din comun de a se exprima, poate să scrie, poate să fie un bun orator, este o persoană foarte muncitoare, deci nu se dă înlături de la muncă, însă pe alocuri poate să fie chiar schimbătoare față de voi. Acum să fie bine, acum să nu mai fie bine. A fost rănită această persoană în trecut și are niște așteptări acum foarte înalte de la oamenii care doresc să intre în viața lor. După cum am spus, o abilitate de a se exprima foarte bună. Este o persoană destul de spontană și este foarte focusată pe priorități. Posibil ca aceste schimbări bruște să fie datorate și nivelului de muncă ce îi se cere la un anumit nivel. Deci asta nu înseamnă că neapărat toate lucrurile merg rău brusc, ci din contră că această persoană este preocupată să-și facă un viitor și să facă rost de o anumită abundență. Inclusiv prin această carte, ni se sugerează faptul că această persoană nu este atât de prietenă cu monotonia, deci chiar nu. E o ființă foarte sensibilă, sufletistă, poate să-i placă foarte mult păsările sau să fie foarte trasă de porumbei în general. Este o persoană care, cel puțin la început, s-ar putea să joace anumite jocuri ale minții, însă nu cu răutate, ci doar pentru a se proteja. Este o ființă care apreciază natura, apreciază frumosul. De foarte multe ori are nevoie să se izoleze, dar nu din răutate, cum am zis-o. Ok. Această persoană poate din când în când să mai ceară sfatul persoanelor mai înțelepte din familie sau are un prieten de același sex sau prietenă, depinde dacă e femeie sau bărbat, mai în vârstă care îi mai dă sfaturi despre cum să poarte o conversație cu o persoană de care este interesată. Este o ființă foarte norocoasă, poate atrage abundența în viața sa. Și din nou mi-a reieșit acea conexiune cu natura și acea plăcere de asta în natură. Bun, cam aceasta ar fi persoana voastră. Ca și aspect, eu zice că aspectul
cel puțin pe partea de aspect, nu va fi nici foarte, foarte uscățiv sau uscățivă, dar nici nu este nicio extremă, este cumva la mijloc. Este destul de bine proporționată această persoană. Părul un pic mai lung decât media. De exemplu, dacă este un bărbat, persoana, de exemplu, dacă voi sunteți femei și vă gândiți la un bărbat, acest bărbat ar putea avea părul un pic mai lung, în general închis la culoare, șaten închis sau chiar brunet. Deci, țineți cont de acest lucru. Nu trebuie neapărat să fie plete foarte mari, dar un pic mai lung decât normalitatea. Iar dacă sunteți bărbați și vă așteptați să întâlniți o femeie, această femeie, din nou, va avea părul destul de lung. Mai lung decât alte persoane de vârsta acesteia ar purta în mod normal. Bun. Cum va fi relația la varianta 1? Relația va fi destul de ghidată, deci nu prea veți avea parte de separări din liber arbitru, ci doar de lecții karmice. În aceste situații, sincer, această persoană din nou este destul de preocupată de partea materială, din nou este destul de focusată pe obiective. Voi ați putea să simțiți destul de rece această persoană când are scopuri foarte mărețe în legătură cu cariera și nu îi se pare că le atinge. Dar e o persoană foarte constantă, e o persoană loială, e o persoană care clar vă va vedea ca pe un ideal pentru acesta, însă va trebui să aveți destul de multă răbdare cu această persoană, pentru că veți avea tendința să credeți că această persoană are aventuri, dar nu are. Nu este genul de persoană care să umble din stânga în dreapta, pentru că este conștientă că acest lucru i-ar necesita foarte mult timp și nu are efectiv acest timp. Și tocmai de aceea nu vi-l acordă nici dumneavoastră. Cam atât am avut de spus în această etalare. Am terminat cu varianta 1 și vom trece la varianta 2. Imediat voi nota și minutele, pentru că am văzut că s-a cerut și încerc pe cât posibil să lucrez la acest canal. Să-l îmbunătățesc. Ok. Bun. Varianta 2. Cum va fi persoana cu care vă veți căsători? Destul de dură în cuvinte. Își lasă opțiunile destul de deschise. E destul de rece cu voi în relație, în căsnicie. O să tot încercați să reînviați această relație. Însă tot timpul va părea că e cu spatele. Tot timpul o să încercați, deci efectiv tot timpul vă văd încercând să reînviați ceva, să vă eliberați. Această căsnicie nu va fi la nesfârșit, asta vă zic clar, vă veți căsători cu cineva, da, dar cel puțin în acest punct va exista un divorț. De ce? Deoarece persoana își menține opțiunile deschise, nu vă este loială, nu este caldă cu voi, vă simțiți destul de singuri, o să vă simțiți destul de singure, vă simțiți destul de nemulțumite și în momentul în care veți redobândi puterea personală, exact în acel moment veți pleca din această căsnicie și o veți încheia pentru totdeauna. Aproape în toate cărțile, ce simbolizează persoana voastră sunt cu spatele. Singura care e cu fața, de fapt două sunt cu fața și una ar fi cavalerul de săbii, care înseamnă comunicări destul de dure, insulte, certuri destul de aprige și moartea, care
în acest caz nu va fi transformarea relației, ci pur și simplu veți obosi și o veți încheia. Persoana asta este atât de dură pentru că, în general, este foarte speriată de a ieși din zona de confort. Nu îi place acest lucru. Este o persoană ce se închide foarte mult în ea și tinde să se lase portată de vicii. Deși în mod oficial va fi cu voi și chiar dacă va avea sentimente față de voi, nu vă va arăta prea mult acest lucru și vor fi în permanență tot felul de alte povești. Este o persoană destul de falsă, minte destul de mult. În momentul în care vă uitați la această etalare, cu siguranță veți spune: a, păi dacă e așa, nu mă voi căsători. Trebuie să ținem cont totuși de faptul că v-am spus, această persoană are multe fețe, se preface foarte, foarte mult și gândiți-vă și la posibilitatea de a juca teatru până la căsătorie sau pot fi numeroase situații, chiar dacă acum zice, a, păi n-are cum, eu n-aș exclude. E clar că este o etalare generală, dar e bine totuși să fiți atenți la persoanele pe care le întâlniți și să rămâneți totuși cu mintea deschisă în a descoperi lucruri noi. Ok. Și varianta 3. Cam scurt am făcut. Varianta 2, da? Mă rog. Bun. Varianta 3. Să vedem cum va fi persoana voastră. Când veți întâlni această persoană, va fi proaspăt ieșită dintr-o relație. Veți începe situația ca fiind ceva mult mai pasional decât serios. Ușor, ușor urmând să evolueze. Deci, cel puțin la începutul acestei relații, persoana nu va fi deloc emoțional valabilă pentru voi. Însă, ușor, ușor se va apropia și se va atașa de voi. O să vă spun la un moment dat că sunteți exact cum și-ar fi dorit să fie fosta. Sentimente vor fi și vor fi destul de puternice. Nu vă gândiți la aspecte negative, însă cel puțin la început încă se va gândi foarte mult în legătură cu fosta. Va încerca de câteva ori să o reatragă. Încercați să nu luați prea multe nume personal, pentru că această persoană nu va fi capabilă să se desprindă de trecut exact în momentul în care o întâlniți voi. Este o persoană destul de creativă, îi place arta, probabil are și anumite abilități creative, poate pictează sau cântă. Poate avea în cercul de prieteni persoane de cultură. Persoana asta, sincer, eu consider că mai degrabă caută să-și facă propria bulă și, ieșind din propria bulă cu această separare de persoana față de persoana cu care va fi în acel moment, va lăsa această persoană complet confuză. Nu va ști ce să facă, cum să facă, de unde să înceapă, cum să reînceapă o relație, cum să se atașeze, cum să cunoască ușor-ușor cealaltă persoană. Și atunci, când o persoană este obișnuită într-un fel, chiar dacă i-a fost rău, decât să facă ceva pentru a-și îmbunătăți viața de atunci, primul impuls va fi să se întoarcă la ceea ce cunoaște deja, pentru că îi se pare mai sigur. Ideea este că se va confrunta cu cealaltă persoană și va vedea că nu va fi tocmai așa. Ușor-ușor va învăța această lecție, însă va fi destul de dureros pentru această persoană. Cum va fi căsnicia voastră? Căsnicia voastră va fi foarte, foarte bună, foarte, foarte benefică, veți fi foarte împliniți. Va fi o căsnicie care cu siguranță va dura foarte mult. Această persoană
Nu are de gând să plece de lângă voi. În general, este o persoană în care își creează propria bulă, deci prea puține șanse ar fi să scăpați de această persoană după ce vă căsătoriți. Ideea este că această căsnicie, spre deosebire de prima variantă, dacă nu mă înșel, nu va fi atât de rece. Va fi mult mai pasională, mult mai caldă. Va fi o relație ce vă va împlini în adevăratul sens, mai ales pentru că acolo avem steaua și avem și acest cavaler de bâte. Și un as de monede ce ne promite că, deși va dura până se va clarifica toată situația, odată clarificată, lucrurile vor merge pe un făgaș normal și lucrurile vor fi foarte, foarte frumoase pentru voi. Bun. Cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și sper să ne revedem cât mai curând. Eu vă voi aștepta în următoarea perioadă cu mai multe etalări. O să încerc să diversific un pic atât cărțile folosite, cât și titlurile de etalări. O să încerc să fac câteva experimente. O să vă rog să mă ajutați cu anumite îndrumări. Singura mea rugăminte pentru voi ar fi ca în momentul în care aveți de gând să, nu știu, îmi atrageți atenția asupra unui lucru, cel puțin să o faceți într-un mod, cel puțin așa aș considera eu ca fiind normal, în sensul că fără să se jignească canalul, ceea ce fac sau, nu știu, felul în care interpretez, felul în care vorbesc, adică sunt de acord că nu sunt perfectă, dar sunt de acord că putem folosi un limbaj mai plăcut. Eu oricum nu am de gând să accept situații în care vin persoane și jignesc munca și jignesc tot ceea ce se întâmplă aici sau spun că sunt deranjate pentru că până la urmă e un spațiu public. Nu vă place, puteți să nu vă uitați, există numeroase colege și așa mai departe. Bun, vă mulțumesc, sper să ne revedem mai curând, la revedere!